Puțin peste 8 tone de alimente au fost strânse de la oamenii cu suflet și dare de mână din județul Gorj. La cortul amplasat de Crucea Roșie în centrul municipiului Târgu Jiu, gorjenii nu au dat buluc pentru a dona alimente. În schimb, s-au strâns câțiva bănuți. Cât am derulat campania cu cortul, noi nu am strâns decât bani și alimente. Alimente la cortul Crucii Roșii s-au strâns nu puține, ci aproape inexistente, dar bani a fost o sumă de 2.419 lei. Deși campania de strângere a ajutoarelor s-a terminat de aproape două săptămâni, autoritățile gorjene abia acum au găsit posibilitatea de a le transporta. A fost o procedură mai greoaie pentru că în Serbia sunt anumite proceduri ca să trimit această marfă. Apă, făină, conserve de carne, mazăre și alte câteva produse neperisabile au luat deja calea spre sinistrații din Bosnia și Serbia. Le-am încărcat și le vom distribui prin intermediul Crucii Roșii din România, filiala Gorj, către Crucea Roșie Belgrad, astfel încât să fie distribuite. Omologii sârbi de la Crucea Roșie vor stabili în ce zonă le vor deplasa în funcție de necesitățile oamenilor de acolo. Înainte să plece tirul cu alimente, reprezentanții DSV s-au asigurat că produsele sunt în ordine. S-a controlat dacă produsele sunt în termen de valabilitate și dacă sunt ambalate și etichetate corespunzător legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. Ceva probleme? Nu sunt probleme. Deci marfa este în regulă.